fericiți atunci când pleacă iarna, pentru că știm că o să vină din nou primăvara, atât în cașanotimp, cât și în viețile noastre. Așa este bine să facem în fiecare zi, cu un mesaj, cu un zâmbet, cu o vorbă frumoasă, astfel încât să aducem deja primăvara în viețile celor cu care noi ființăm. Pentru că să știți, atât de tare doare o vorbă nespusă într-un mod potrivit, încât nici nu vă puteți imagina ce traume profunde creează în subconștientul cuiva. De aceea, în fiecare dimineață, atunci când vă treziți, mulțumiți lui Dumnezeu că atingeți podeaua, mulțumiți în permanență pentru hrană, pentru apă, pentru îmbrăcăminte, pentru acoperiș, și o să vedeți că atunci când sunteți recunoscători, nu mai aveți timp de critică, nu mai aveți timp să judecați sau să vorbiți despre alte persoane, pentru că veți căuta în permanență să vă valorizați pe voi. Și la urma urmei, de noi depinde fericirea sau nefericirea noastră, nu de ceea ce spune X sau Y, pentru că noi nu vom putea niciodată să închidem gura lumii și nici măcar nu vrem asta, pentru că are cine să o închidă. Noi, datoria și obligația noastră este să aducem mângâiere, fericire, zâmbete pe chipurile tuturor cu care noi ne întâlnim și cu care noi ființăm în fiecare zi. Asta, dacă practic nu uităm, o să avem o zi plină de soare, chiar dacă este iarnă. Voi, tu, ce părere ai? Te iubesc!